În vârstă de 42 de ani, căsătorit și cu 3 copii, Dan Cherecheș este unul dintre consilierii municipali ai Partidului Național Liberal. De profesie inginer, a ocupat începând cu anul 2013 un fotoliu de consilier județean din partea PDL și mai apoi a PNL, pentru ca din februarie 2020 să devină consilier municipal, înlocuindu-l pe colegul său, Claudiu Bârsan. Având în vedere scurta perioadă petrecută în Consiliul Local, Cherecheș spune că nu a reușit să bifeze prea multe realizări. A avut însă câteva intervenții la ședințele de Consiliu Local. Păi niște intervenții în care am mai sesizat niște în regulă, da? Dar mult ce să le spun, că dacă nu poți să... Deci nu ești factor de decizie, numai de consultare și iară n-ai majoritate, ești așa. Participi, dar nu te implici. Le-am făcut mai multe sesizări și cu referire la siphonări de bani, la tot felul de activități. Le-am mai făcut ceva propuneri de acoperirea unor văi. Mi s-a spus că nu pot, ok. No, pot, mă, ce vor, dar nu e nicio supărare. E important să facă treaba. No, deci nu pot să spun că în 3-4 luni de mandat am niște realizări fantastice. Hai, pentru că din nou vă zic, deci nu poți să ai realizări fantastice ca și consilier dacă ești numai consultativ și nu te bază nimeni în seama. Deci, alea, cum să zic, declarațiile nu se pot numi realizări. După părerea sa, municipalitatea se lăfăie în banii publici. Eu l-am explicat și la începutul anului. În momentul când s-a făcut bugetul în februarie, s-a făcut un buget irealist. În sensul că s-au cheltuit bani pe orice prostește. Și eu din tard le-am spus că anul ăsta va fi un an cu o criză economică, chiar dacă atunci nu se întrevedea COVID. Zorii crize economice erau de foarte multă vreme în piață. Și le-am explicat că nu-și permit lucrurile astea. Cu toate astea, o ținut așa să-mi explice că ei își permit orice. Da, se pare că uite, nu-și chiar permit, dar e foarte ușor acum să arunce că guvernul nu le dă cât cer ei. Nu știu ce să zic. Nerealizarea mi se pare faptul că, efectiv, poți să te duci într-un mediu de ăsta și să ai o anumită expertiză, că ăștia care au fost bugetari toată viața lor, tot pe stilul lor o să lucre. Uite așa cum au înființat o nouă divizie a unui club în care vor să mai cheltuie anul ăsta 1 milion de lei, adică 10 miliarde de lei vechi, mi se pare niște bani aruncați pe geam. Dan Cherecheș și-a propus să învețe, apoi să realizeze ceva în Consiliul Local, dar din păcate s-a simțit neputincios. Adică când ești în 3 luni de mandat, încerci să înveți. Adică nu prea poți din prima zi să vii să stai cu cărămida, că bă, eu sunt cel mai grozav. Cât timp ești la început, înveți. Observi, înveți, deci nu știu, eu mi-am propus să învăț și am învățat câte ceva, dar sincer am învățat așa de tare că încât Consiliul Local deja mă strecează când mă gândesc la subiect, pentru că efectiv neputința de a face ceva acolo și a vedea cum își bat tot joc de banul public, mi se pare e de nesuportat și eu de aia nici nu mai vreau să fiu consilier local. Că nu-i mai suport să văd cum cheltuie banii pe câte prostile. Da. Mai bine nu văd. Decât să știi și să te enervezi tot timpul și să-ți dai seama că să cheltuie banii pe câte prostile, mai bine nu. Mai bine vezi de treabă și ești neștiutor. Nu-și mai dorește un om mandat de ales local, deoarece nu este de acord cum sunt cheltuiți banii publici. Nu. Nu-mi doresc pentru că nu-i mai suport. Nu-i mai suport să văd cum cheltuie banii de moca. Nu mai vreau consilier local pentru că mi se pare că se cheltuie banii total aiurea. Da? Deci sunt lucruri pe care noi, zălăoanii, nu le avem prioritare și cu toate acestea noi cheltuim acum pe câte prostii. Da? Deci noi trebuie să cheltuim și eu nu spun, să cheltuim banii și pe lucruri bune. Deci asta nu trebuie să negăm. Deci cine zice asta e ipocrit. Deci nu, eu recunosc. Administrația CIUNT a cheltuit banii și pe investiții și a făcut niște lucruri frumoase. Dar mai exista mult de investit și existau mulți bani care s-au cheltuit aiurea.